Oamenii de știință au făcut recent o descoperire uimitoare. Află și tu ce au descoperit aceștia. Mumia se afla în muzeul din Londra încă din anul 1835. Purta o fustă roz și părea să aibă sâni. Totuși, un detaliu părea cam ciudat. Avea pictată o barbă pe cartonul pe care îi acoperea fața. Astfel, aceasta a fost supusă unui examen tomograf, iar cercetătorii au observat că este în mod clar vorba despre un bărbat. Sânii erau de fapt bucăți de pânză puse special în acele locuri în timpul progeturii de împălsămare. De ce? Egiptologii cred că bărbatul fusese foarte gras și ar fi vrut ca după moarte să-și păstreze un aspect similar. Acesta avea în jur de 20 de ani și suferise din cauza abceselor dentare. Mumia datează din perioada romană a Egiptului, probabil din secolul al II-lea, înainte de Hristos. Mumia a fost găsită în interiorul unei structuri subterane care a fost excavată la periferia orașului. În acel mormânt au fost găsite și mai multe obiecte din ceramică, restul de plante și unelte din piatră, relatează știrile ProTV.ro.